Dacă nu știați, trebuie să stau 14 zile în carantină și la mine acasă nu pot să stau pentru că odată ce am intrat eu în carantină, trebuie să intre toată lumea care locuiește cu mine acasă în carantină. Și ai mei, desigur, nu vor să stea 2 săptămâni acasă, nisorul meu, evident. Așa că am venit la bunica mea. Dar bunica mea, normal, cum nu m-a lăsat să stau singură, a vrut să stea și ea 14 zile cu mine. Zici că ești Tarzan. Bine ați venit sau ați revenit pe minunatul meu canal de YouTube. De această dată am un episod mai special. În afara faptului că este a doua zi de carantină, da, am ca invitată pe Babi. Babi este bunica mea. Am să vă zic într-un alt episod de ce îi spunem toți Babi și de ce toată lumea o știe ca Babi. Nu ca Buca, ca Bunuca, oricum Babi este mai modern. Și a să vedeți și de ce zic că este modern, pentru că bunica mea este cea mai modernă bunică de pe fața pământului. It's the best. Ați observat încă din titlu că Babi va reacționa la pozele mele de pe Instagram. Dacă nu știați, Babi are și Instagram. Am să las link cu Instagramul ei în descriere, poate să-i dați un follow. Cea mai șmecheră bunică. Apropo, este a doua zi de carantină și ghiciți, mie mi s-a stricat telefonul. Nu mai am telefon. Asta nebunesc. Nu știu cât va dura. Pentru că nu am telefon, am laptop. Ăsta este noul meu telefon. Cred că ați observat din vlogul anterior că mi s-a stricat telefonul. Am reușit să repar butonul, dar nu mai se deschidea telefonul și l-am dus la GSM. Nu știu cât va dura și până când voi găsi un alt telefon, până când voi avea un alt telefon, ăsta este telefonul meu. E fain că am un laptop care se face tabletă. Nice! Acum am intrat pe Instagramul meu. Oh, drăguț! Și eu vom pune pe Babi să reacționeze la pozele mele de pe Insta. Mm-hmm. Babi! Da, mai știu ce una de mine. Uite, asta, o poză foarte frumoasă, asta e din Barcelona, ce părere ai? Super, vedetă. Vedetă? Da, super, aia place. Îți place, știu că îți place mult. Hai să-ți arăt eu ceva poze mai... Uite, asta. Asta e poza cu Igor. Igor, curte la tine. Uh-huh. Super, foarte frumos. Da, uite ce fotogenic e Igor. Fotogenic, da. De asta ce spui? Foarte frumos. Da, unde e? Aici, la Anglia. E pe Anglia. În Anglia? Asta e de acum 2 ani, nu e de acum de ultima dată. Când am fost atunci, de Crăciun. Mamă, voi îți spun asta pe YouTube, dar o pun. Wow, asta ce fain e. Îți place? Wow, aleu, ce poți, dacă o vede în părință tăi. Zici că ești Tarzan. Amuzantă. Tarzan. Păi că ți arată în copac. Eu stai că Babi nu-i copac. Da, unde ești? Eu stai. Tarzan, asta mi-a plăcut. Te urci în copac. Hai să mai vedem, mai înțelem. De asta ce zici? Wow! Faină poza. Da. Pentru vârsta ta, da, e faină. Faină. Frumoasă. Ești și fotogenică, și frumoasă, și deșteaptă, și de tot. Asta vezi tu din poze că sunt deșteaptă. Da, nu văd din poze, văd că sunt făcute. Asta. Frumoasă, să amin cu Xena. Da, zeiță războinică. Da. Xena. Zeiță. Stai așa, să vedem aici. Se cam puzi mai... Punem și puzi din astea mai... Mai ciudat.
ciudate, știi? Mai ciudate, uite și astea. De poza asta ce zici? Super! Super! Foarte frumos! N-ai ceva împotrivă, că sunt în costum de baie? Nu, că și eu dacă aș fi tânără, tot așa aș face o poză. Pe vremea mea nu erau aparate așa. Dacă aș fi tânără, nu degeaba o zis mamă ta. Atunci cu Paula ce vezi cu pozele? Vezi, mama, să nu mai zici că fac poze în costum de baie și nu este ok. Așa că, de asta ce zici? Frumos! E ceva deosebit. Nu e indecentă? Nu. Nu e indecent. Că nu e indecent dacă era egală de totul, totul. Așa. Eu ca bunică... De asta ce spui? Asta adevărată. Am sex appeal din ăla, nu? Sexy! Știi, te invidiez că nu sunt și eu tânără de 20 ceva de ani. Mamă, ce poză aș face! Mi-aș uită eu. Asta ce zici? Da. Frumos. Ai și corp frumos. Tot ce vrei găsești la tine. Deșteaptă, frumoasă și de vreme acasă. Mai lipsește bărbatul. Mai lipsește. De asta ce spui? Foarte frumos. Deosebită. Așa poze, artistică. Artistică. Zău, drept să spun, că de ce îmi place, îmi place, nu? N-am văzut niciuna care să spun că nu-mi place. De asta ce spui? Deosebită. Sunt poze aici în cameră la tine. Poze artistice. Nu-s poze așa oarecare. Poză făcută, să ai să-mi fac o poză. Așa cu gust artistice toate. Și ai și ce arăta. Nu oricine poate să facă așa o poză. De asta. Este tablou făcut de mine, știi? Asta era când era la București. Da? Super. Aștept și eu un tablou de la nepoată mea. Da, pictat. Dar ce zici de asta? Wow! Asta... Așa ca aspect, dar nu prea place. De ce? Nu e originală. De ce nu e originală? Da, ești prea... E faină, realizat, așa... Da... Mai originală. Degrabă cele sexy sunt mai originale. Da, asta? Ce ziceam de... Dacă tot vine Halloween? Îți place make-up-ul meu? Da, cine e acolo? Ia stați, eu sunt! Tu și în spatele tău? O prietenă de mea. O prietenă? Nu, alea nu vă glivisează noapte. Aia nu. Uite, glivisez noaptea. A, potrivită. Ce zici după asta? Nu, asta e... Dacă mi-o arăt, nu pot dormi la noapte. Prea. Nu-ți place? Nu, sunt pentru... Ce zici, îți place de băiatul ăsta? Da, e super. Dar e ceva mai de mult. E foarte, e vechi, foarte vechi poza. Da, e vechi. Ai auzit, Gabriel e super. Da, uite, poza asta nu-ți place. E artistică. E... Nu e originală tu. E așa un... Da, și eu acolo, n-ai. Eu știu că ești tu, da. Dar ce zici de poza asta, mă? Ții minte? Da. Nicolae când era mic și aici când aveai bandajul ăla la gât de la accident. Da, ți-am mint. Da, câți ani? 3, 4 ani? 5 ani.
Doamne, ce poze avem. Super, ești fain. Uite, părul roz. Când aveai, când erai mai tânără, toate culorile vei în cap. Mai tânără? Acum tare bătrână ești, dar na, când erai mai copil, așa. Acum ești mai matură. Dar toate, le-ai făcut poze făcute cu gust. Au acel ce? Da, anume pentru... Taci, de poza asta ce spui? Asta e cea mai faină poză care mi-a plăcut mie, asta, care ai făcut-o, era în clasa a 12-a. Da, da. Da, când ai făcut-o atunci, da. Asta îmi place foarte mult. Da, chiar dacă am vreo 800 și ceva de poze pe Instagram, să știți că nu le-am arătat pe toate normal, le-am arătat pe cele care mi se par puțin mai indecente, la cele care am primit foarte multe reacții, foarte multe feedback-uri din astea că este puțin indecentă, că este puțin de ochiată, în ghilimele. Uitați reacțiile de la o femeie de 70 de ani la pozele mele indecente, ca să zic așa. Deci... îmi pare rău. Nu am poze indecente. Dacă bunica a spus că sunt... Dacă a spus babi că sunt ok, sunt ok. Așa că... gurița. Eu am fost Paula Hlaghi și alături de mine am avut-o pe babi, cea mai the best bunică. Și până data viitoare, faceți poze cum vreți voi. Cum vă simțiți bine. Și n-ascultați lumea.